Voi ce faceți la Faru Ciprian? O perioadă mai slabă. Suferim. Se întâmplă să ai și perioade mai grele. Știi că am greșit perioada de transfer, am greșit abordarea și astăzi cumva plătim prețul. Învățăm din ceea ce s-a întâmplat în vară și sperăm să corectăm în iarnă. Ați greșit la ce mod? N-ați adus jucătorii care trebuiau sau i-ați adus târziu? Și. Da, nu neapărat faptul că ne-am pripit, faptul că am vrut să avem mulți buni jucători și am crezut că putem să-i valorificăm noi mai bine decât ceilalți, cred eu că ne-am bazat prea mult pe Gică și pe ceea ce știe el să facă și știe, fără doar și poate, însă în egală măsură, dacă ai 1, 2, 3, ok, dar dacă ai deja 8, 9, 10, e mai greu să poți să... Da, înțeleg, adică cât să fii de geniu să scoți din 10, exact, 10? Cât să tot resuscitezi. Da, cât să tot resuscitezi și să faci minuni ca Harry Potter. Exact, am crezut că și Gică între vorbim, că la urmă el și-a... Da, ați crezut că e chiar Harry Potter la un moment dat. Da, e greu, pentru că rezultatele chiar au fost dezamăgitoare. Vă întăriți la iarnă? Așa sperăm. Acum, sigur, depinde și bugetul, cum va arăta. Uh-huh. Întotdeauna la Faro se pune problema asta. Deci, trebuie să promovăm jucători, trineri, trebuie să venim, pentru că avem în Academie jucători excepționali și merită mai multă încredere, merită mai multă... să-i lași să se exprime și cred eu că ne vom reveni așa la ceea ce am vrut dintotdeauna. O echipă tânără, o echipă care să promoveze jucători tineri și cei mai buni jucători din România. Am înțeles. Deci vreți să reveniți, nu la strategia asta din iarnă, de a promova jucători tineri, a? Sigur, vom mai discuta, însă... Trebuie să ne întoarcem acolo unde am avut succes, acolo unde am fost buni.